Biblioteca județeană Ovid Însușeanu, Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean, organizează mâine 28 august de la ora 17 la sala de lectură un eveniment cultural literar sub genericul Mult e dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limbă armonioasă ca ea nu găsim. Binecunoscutele versuri ale lui Gheorghe Sion. Manifestarea este dedicată zilei limbii române și implicit celor peste 25 de milioane de vorbitori de limbă română din lumea întreagă. Manifestarea noastră se dorește a fi un semn de dragoste față de această limbă dulce și frumoasă, limba în care mamele ne-au șoptit primele cuvinte, limba în care am citit basmele copilăriei, limba în care ne-au făcut studiile, limba în care ne exprimăm bucuria și tristețea, limba în care ne rugăm în străvechile biserici românești. Poeți, prozatori, oameni de cultură își vor exprima prin creațiile lor de ziua limbii române întreaga emoție și iubire față de această limbă care, așa cum spunea Eminescu, este însăși floarea sufletului etnic al românimii, menționează managerul Bibliotecii Județene Sebastian Bara.